Unul dintre producătorii de apă îmbuteliată care a apărut pe lista mărcilor declarate neconforme de ANPC a dat în judecată mai multe instituții ale statului. Societatea cere 1 milion de euro daune statului român pentru prejudiciul produs. ANPC a controlat în luna martie apa îmbuteliată care se vinde în supermarketuri. În urma controalelor efectuate atunci, au fost descoperite nereguli grave la 5 sortimente de apă din comerț. După publicarea rezultatelor, una dintre societățile incriminate atunci că ar fi depășit numărul total de germeni admis, a solicitat efectuarea unor analize complete. Potrivit reprezentantului societății, rezultatele obținute au dovedit că produsele comercializate se încadrează în limita stabilită de lege. Mai mult decât atât, acesta susține că laboratorul care a efectuat analizele nu era acreditat, iar ulterior i-a fost suspendată activitatea. Societatea a dat în judecată 4 instituții ale statului, printre care Protecția Consumatorului și Autoritatea Sanitar-Veterinară, și cere daune în valoare totală de 1 milion de euro pentru prejudiciul adus imaginii societății, pierderea clientelei și rezilierea contractelor încheiate cu lanțurile de supermarketuri în urma scandalului.